Salutare dragi uitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Acum 2 ore al nostru Dorian a postat clip cu noile mașini. Ca o paranteză, ieri mi-a scris Patrick, bro, și-a recolantat Dorian mașinile, n-o să-ți vine să crezi ce a făcut cu ele. Petre astăzi când a ajuns mi-a zis că n-o să-ți vine să crezi, pentru că în momentul în care vezi ce a pus pe ele, o să-ți pice fața. Și mai mult decât asta, am ajuns la concluzia că la momentul actual în România nu există culoarea asta pe mașină, sau cel puțin așa am zis cu Petre. Tocmai de asta, astăzi facem reacție la noile culori de pe mașinile lui Dorian. Pentru că, după cum știi, Dorian când își colantează mașinile, le face pe amândouă. Băi, incredibil! Numai emoții super, super intense. Cred că avem culorile tuturor vloggerilor din țară. Senzaționale, efectiv. Dintr-o joacă, fraților. Din prank-ul ăsta vreau să se transforme mașinile. Cere-mă puțină culoare acolo. Nu-mi vine să cred ce plan a avut Dumnezeu pentru noi. Așa le-a făcut? Arlechin? Ca și polourile alea vechi? Cea mai nebună transformare, Jonuțule, de când colantăm noi mașini. Cele mai nebune culori din lume, Jonuțule. Ce culoare pune pe talon? La vot! S-a votat că Lamborghini-ul trebuie să fie prima oară dezvelit. Bă, frate-ți. Deci nu-mi vine să cred că după atâția ani de colantări, încă mi se face pielea de găină. Deci nu este prosteală, da? Încă mi se face pielea de găină și încă am emoții, pentru că am descoperit în ultimii ani că cel mai bine este să nu mă mai implic prea mult în transformare, să încerc să expun cât mai bine dorințele pe care le am și să nu mă mai uit la mașini până când nu sunt gata, Jonuțule. Din punctul ăsta de vedere, Dorian e incredibil, frate, cum își păstrează entuziasmul la fiecare. Am pus rolele pe mașini când voiam să-i chinuim pe băieții de la Custom Tuning. Când am văzut cât de frumos arată, am zis stop cadul. Asta trebuie să fie următoarea transformare. De ce? Pentru că oricum n-aveam prea multe idei în cap despre următoarea transformare. Și nu o să mai lungesc prea mult polilogia, Jonuțule, că știu că acum mă înjurați. Vreau și eu să o văd. Mi s-a spus așa: bă, Jonule, știi cum arată? Zici că e din Lego. Hai, mă. 3, 2, 1 și... Și nici nu mă uit, fiți atenți. O fac așa... Păi! Băi, incredibil! Deci nu-mi vine să... Bă, nu-mi dau seama dacă îmi place sau nu. Uitați-vă la pielea mea, îmi pare rău că nu-i Cosmin aici. Mai vreau ceva, vin un pas, vin un pas. 3, 2, 1, deodată și pas. Vai de mine, nu pot să cred. Doamne, cum arată, i-ați făcut și săgețica. Ia uite și astea sunt noi aici, nu? Ia vină cu acorii, fiți atenți. Eu mi-amintesc de când a fost ea, dar nu că portocalie n-a avut. Ok, fii atent, un lucru mișto, mi se pare că acum se leagă exteriorul de la GLE, se leagă cu interiorul mașinii, știi că data trecută când făcuse... Și urcasem doar cu asta, dar nu urcasem și cu asta impunătoare aici, a? La asta ce să mai zic, că nici nu știu la ce să mă uit, deci... Uite, dacă te uiți, are câteva elemente inspirate din Harlequin. Ideea este una foarte simplă, dacă faci o paralelă cu Harlequin lansat de cei de la Volkswagen, povestea a început undeva în anii 1960, când au comunicat Volkswagenul Beetle cu piese pe caroserie în diferite culori, în așa fel încât să-ți dai seama că poți să pui diferite piese pe aceeași mașină. Ca o paralelă, gândește-te la un BMW E46. La BMW E46 poți să pui diferite elemente de pe BMW E36. Diferite elemente de pe E30, în așa fel încât să te gândești la un Lego de oameni mari. Cam asta a fost ideea de comunicare de la început când vine vorba despre Harlequin. Volkswagen a plecat cu ideea din glumă să facă o campanie de publicitate, dar au prins foarte tare și le-au și vândut. A fost foarte interesant și mi s-a părut tare povestea din spate. Au încercat și pe Golf, dar pe Golf nu a funcționat, nu prea înțeleg eu de ce. Acum să vedem dacă funcționează pe Lamborghini și pe GLE. Eu sunt obsedat de asta, cu traguri, cu tot. Și am zis, zic, mergi cu Pepper, Blue Pepper se numește, nu? Pentru că mi se pare că acest albastru este demențial. Se apropie foarte mult de Blue SF-ul scorii, trebuie să recunoști. Poate cine știe, la un moment dat facem mașina integral așa. Problema este, estimate George, aici putem să punem repede, nu? Perfect. După ce oprim filmarea, Jonuțule, hai să ne mai uităm la ele. Vai cum arată. Bă, deci vrei să spun un lucru? Acum, cheia asta mea veche, cu AirTag-ul ăsta și cu husa asta, merge mult mai bine cu mașinile. Deci, fraților, cred că este cea mai șmecheră transformare din viața mea. Uite cum vine și roșu ăsta aici, așa. Bun, și pentru că în clipul cu Dorian avem un Lamborghini, vreau să-ți prezint un Lamborghini Aventador SVJ Spider. Cam asta este mașina. Vreau să spun că mașina asta costă, înainte de dauna pe care ți-o voi prezenta, 850.000 de dolari. Imaginează-ți că achiziționezi mașina asta, îți faci un raport car vertical. Eu tot timpul am spus un lucru și vreau să vă spun și vă repet. Rapoartele car vertical îți verifică istoricul mașinii în funcție de seria de șasiu. Există posibilitatea ca una dintre daune să fi fost reparate în spatele blocului sau daunele respective să nu fi fost înregistrate încă în baza de date. Imaginează-ți că primești seria asta de șasiu, o verifici pe car vertical, totul pare ok, pentru că uite-te cum arată raportul acestei mașini, toate sunt verzi, ai
Înregistrați kilometrajul, bă, ești nebun, 2021 a 6-a, 63 de kilometri. Cum să iei mașina asta și să nu mergi deloc cu ea? Nu are nicio daună înregistrată, are o valoare de 4,6 milioane de lei. Din 2021, 6,5 litri tracțiune integrală. Și important, nu apare nicio daună. Există posibilitatea ca în momentul în care vedem anunțul cu pozele respective, dosarul de daună să nu fi fost încă finalizat și să nu fi apărut încă în baza de date a asiguratorului. Pentru că, încă o dată, v-am spus-o și vă repet, Car Vertical pur și simplu îți citește bazele de date externe în funcție de seria de șasiu pe care tu ai verificat-o. Și da, în cazul acesta, chiar dacă vorbim despre o mașină lovită, nu avem dauna declarată. Te invit să lași în comentarii care este motivul pentru care tu crezi că nu a apărut dauna acestei mașini pe Car Vertical. Din punctul meu de vedere, asta s-a întâmplat. Încă pe seria de șasiu nu s-a finalizat dosarul de daună, pentru că, după cum am analizat, mașina este postată de vânzare, dar urmează a fi licitat pentru ea, pentru că am găsit-o pe un site de licitații, și ăsta ar fi motivul pentru care eu consider că dauna acestei mașini nu apare la noi în baza de date. Acestea fiind spuse, important, ai link în descriere cu reducere 20% la orice raport, în așa fel încât să te asiguri, să vezi, este încă o variantă de a-ți verifica istoricul mașinii tale înainte de achiziție. Și da, revenim la al nostru clip. Cred că este cea mai șmecheră transformare din viața mea. Uite cum vine și roșu ăsta aici așa. Pac puțin și fiți atenți. M-a sunat George, eram la nu știu ce concert. Vorbeam de praguri, v-am zis, da? Bă, mie mi se pare că îi se potrivește foarte tare ideea de Harlequin. Și de ce îți spun asta? Că este un entertainer. Adică despre asta e vorba. Dacă faci o paralelă cu perioada în care erau la modă oamenii ce îi făceau pe regi și pe regine să zâmbească, așa se numeau, Arlechin. Și cred că, până la urmă, mie mi se pare că îi se potrivește foarte tare ideea, că de fiecare dată Dorian ne montează și ne dă un vibe bun. La diffuser, pe care o să le facem oricum, augmentate cu... Nu mi-aș face niciodată mașina așa, ca o paranteză. Garantat. Ce design, pentru că și-a luat scannerul de imprimantă, da? Și zic, joacă-te cu toate culorile, cum vrei tu? Zic, da, ai grijă la ordinea în care le aranjezi, înțelegeți voi ce vreau să zic, da? Ce credeți, fraților? Păi n-avem noi drapelul albastru, galben, roșu, nebunilor. Cine mai e așa patriot? Doamne, cum arată și jonglatul ăsta, care trebuie să vă recunosc că mă speria un pic. Unde l-avem? Aici. Mat cu lucios. Mă gândeam, zic, bă, o să se vadă urât, o să fie ciudat. Ce-a spus mă aici? Ăsta ce e, verde, nu? Aveam o problemă, fraților, pentru că... E interesant, e de impact. Îți dai seama când o vezi pe stradă, zrup gâtul după aia. Momentul în care am gândit mașinile, fiți atenți. Haideți în față ca să... Wow, cum sunt jantele astea pe gele. Da, ca să fie ceva bun, trebuie să fie controlat, fraților. În momentul în care am stat aici cu toate... Termenul folosit, you know? Haos controlat este exact terminologia folosită de Volkswagen când au lansat Polo. Chiar asta spuneau, că nu este nimic la întâmplare pe mașină. Culorile sunt alese în funcție de panou cromatic, în așa fel încât să nu-ți spargă ochii și să n-aibă niciun sens. De aia mi-a venit prima oară în cap, zic, bă, dacă facem două mașini și vrem să fie o transformare twin, ar cam trebui să respecte geometria culorilor pe fiecare mașină. Și atunci ce-am... Capotă portocalie, capotă portocalie, bara albastră, bara albastră. Ăsta e roz aici, nu? Am și roz pe mașină, mă, uite, pentru David al Oamna, care spunea: cum să spui roz pe mașină, că nu e o culoare frumoasă? Uite, bă, David, e superb rozul. Este sub... Doamne, deci nu mai pot să mă opresc să mă uit la ele. Mi se par geniale. Nu am cuvinte. Mai vreau să mă ajungi la geleu. Stați să vedeți că băieții în 5 minute rezolvă, că astea pentru ei sunt floare la ureche. Când vii și cu aia, pe păr blu, pe jos, pe lip și pe praguri și din gama detalii făcute de băieții de la custom, pentru că am zis, bă, nu vreau să mă bag, faceți voi, dacă nu ne place, dăm colantul jos. Aripioara făcută la culoare, pentru că, să fim serioși, negru aici s-ar fi văzut un pic cam ca nu cam perete. Și tot de băieți făcut mi-au zis, bă, dacă nu-ți place, îl scos tu. Vă rog frumos să vă uitați, stai, la acest over fender, care are 3 culori, deși e o piesă. De ce? Pentru că dacă îl lăsam cu negru, era moartea pasiunii. Și dacă vedeai cu o singură culoare, iar era că se împreuna cu o singură culoare cu mai multe culori. Și ce au făcut băieți? Au coborât cu fiecare culoare, tac, cu un strife aici, căți geonuțule. Și cu rulescu aici, trebuie să-i punem culoare, cred că tot albastru, mergem ca la Lambo. Și avem pepper. Și imaginați-vă, fraților, că încă nu le-am scos la soare. Deci astea sunt... Să văd mai bine la soare, are. Cred că una dintre cele mai mari satisfacții nu este că mi-am colantat mașinile, ci că pot să ajung cu ele acasă, în sfârșit, după... Cred că au trecut 6 ani de zile, am pirat de găină în continuu astăzi. Am numai emoții super, super intense, Jonuțule. 6 ani au trecut și, în sfârșit, pot să ajung și eu cu cauciucurile curate în fața casei, Jonuțule. Îmi pare rău pentru că, până în domnești, bă, era un soare de-ți muta ochii din loc, înțelegeți? Acum a intrat în nori, dar, pe de altă parte, nu este neapărat rău pentru filmare, întrucât culorile pot fi savurate extrem de juicy și la lumina asta un pic mai...
mai glumim. Acum haideți că ne-am liniștit să le luăm un pic în detaliu. Deci mulți dintre voi mă întreabă: domne, zine și nouă cum faci cu mașinile sau cum îți alegi culorile, că ție sunt totdeauna frumos din spusele voastre. E, întotdeauna trebuie să gândiți lucrurile cât se poate de geometric, da? Deci am stabilit faza cu negru jos care îți pierde din masivitatea bumperului, deci neapărat cât de mare e bara, bă, pe cel mai jos punct al ei, dă-i o culoare țipătoare, nu o lăsa în negru pentru că o să pară mult mai scurtă. E, ăsta este verdele lime de la mașina lui Montrei, Jonuțule, și așa cum a zis și Cori, dacă stăm să le luăm la bani mărunți, cred că avem culorile tuturor vloggerilor din țară. Albastru lui Zbâr, avem verdele lui Montrei, dar mașinile au ieșit senzațional. Mă uit la ele și nu mă satur să le adulmec. Mai dau o tură pentru că vreau să mai văd. Ah, fiți atenți, mai venim încoace să vă spun un lucru de care am rămas mască, dar vă rog frumos să ne scrieți la comentarii, pentru că totuși eu zic că nu mi-amintesc greșit. Deci fiți atenți. M-am uitat în garaj, am văzut-o cum se duce ea toată neagră așa, fiți atenți, tot din gama mea. Aici băieții lăsaseră negru. Că au zis: domne, vine sticla frumos, aici e bagajul paper blue și aici e negru. Și zic: băi, e prea mult negru pentru o mașină care se vrea a fi Arlechin. Jonuțule, nu-mi vine să cred ce plan a avut Dumnezeu pentru noi dintr-o joacă, fraților. Și dacă aș vrea să trag și o concluzie inteligentă din toată nebunia asta, deși e aproape imposibil, v-aș spune în felul următor. Bă, lăsați-vă ghidați de instinct. Dacă simțiți un lucru, dacă din toate punctele de vedere... Da, mi se pare tare asta. Bă, dacă el așa o simți, că așa o vrut să facă... Mergeți, fraților, pe instinctul vostru și nu vă abateți de la drum. Deci în momentul în care am zis: bă, din prank-ul ăsta vreau să se transforme mașinile în modelul ăsta clown Arlechin, nu știu ce, cred că în peste 90% din păreri erau ceva de genul: bă, ești sigur? Bă, dar crezi că o să iasă bine? Bă, dar atâtea culori. Vreau să vă spun că de la Custom Tuning, de la Paca și până acasă, în Domnești, nu sunt foarte mulți kilometri, de la 5 ani la 60 de ani am văzut numai: wow, ce tare! Da, asta așa-i. Ce blană-s culorile, vai ce cool arată, Jonuțule. Și dacă stăm să-i cităm și pe băieții de la Custom, e bine, dacă până acum eram recognoscibil de la, să spunem, 100 de metri, acum mă văd de la Ploiești. Așa, da, zis, da. Foarte. Nu cred că putea să o spună mai bine. Clar, absolut, nu mi se pare, nu, nici lui nu cred că îi plac foarte tare culorile. Nu știu cum să zic asta, nu știu dacă pot să o transmit asta, dar nu știu dacă are cum să-ți placă combinația asta de culori. În schimb, ce sunt sigur că va obține prin intermediul acestui colant este că o să fie foarte multă atenție pe mașini. Și asta până la urmă pentru Dorian mie mi se pare foarte tare și de multe ori, având în vedere faptul că mașina este cartea de vizită a fiecăruia când vine vorba despre a comunica în mediul online, mie mi se pare că îi se potrivește extraordinar de tare combinația asta de culori extravagantă, combinația de culori și, nu în ultimul rând, ideea de Arlechin, care pleacă de la bază din bucuria de a face alți oameni fericiți. Și până la urmă despre asta e vorba când ne uităm la Dorian, ne face ziua mai bună, cu vibe-ul ăla lui nebun, cu alegerile lui ce... nu au cum să nu te facă să zâmbești și în momentul în care vezi mașinile astea pe stradă, nu ai cum să nu zâmbești și îi dorim multă inspirație în tot ceea ce face. Mi-ar plăcea foarte tare dacă îți place ideea de reacții la alte clipuri din zona de conținut online, să lovești cu încredere butonul de like, să știm că mergem în direcția corectă și până la următorul material. Eu am fost Mihai Bel, de tu ai urmărit Vrum Vrum Vlog și nu uitați, iubiți-vă mult mașinile! Pa, pa!